În această situație, întâlniți indicatorul Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă. Acest indicator vă interzice depășirea tuturor vehiculelor cu motor, cu excepția motocicletelor fără ataș. Motocicleta pe care intenționați să o depășiți face excepție de la interzicerea depășirii. Deci, puteți depăși motocicleta din fața dumneavoastră. Pentru efectuarea depășirii, puteți trece peste axul drumului, deoarece este marcat cu o linie discontinuă. Așadar, răspunsul corect este A.